În prima fază, clădirea a fost cumpărată de către Pavel Pădure cu suma de 6 miliarde de lei vechi, iar după doar câteva zile, Pădurea a vândut-o către Garda de Mediu cu aproape 18 miliarde de lei vechi. Starea clădirii însă lasă de dorit. Suntem în fața clădirii Gărzii de Mediu din Suceava. Sunt absolut convins că vă este cunoscută această zonă pentru că nu odată ați trecut prin fața acestei clădiri. Ei bine, ne aflăm aici pentru a vă prezenta starea în care se află această clădire și a vă spune cam cât a costat clădirea. În anul 2007, când a fost achiziționată, clădirea a fost evaluată la undeva în jur de 6 miliarde de lei. Ei bine, din păcate n-a fost cumpărată direct de cei de la Garda de Mediu, ci de niște afaceriști care, într-adevăr, au plătit pe ea 6 miliarde. Însă, ce este surprinzător este faptul că doar după câteva zile de la achiziționarea cu 6 miliarde a acestei clădiri, clădirea a fost vândută către Garda de Mediu cu 18 miliarde. Instanța de judecată a decis că fostul șef al Gărzii de Mediu Suceava, Adrian Cășunanu, trebuie să stea la închisoare 2 ani și 6 luni pentru infracțiunea de abuz în serviciu în formă calificată. În același dosar a mai fost condamnat Valeriu Cornel Oprescu la 1 an și 6 luni de închisoare. O altă măsură a instanței de judecată prevede că Adrian Cășunanu și Valeriu Cornel Oprescu trebuie să plătească daune de aproximativ 400.000 de lei. Circulă zvonuri cum că Adrian Cășunanu, fostul șef al Gărzii de Mediu Suceava, la vremea la care s-au făcut aceste afaceri, din care au ieșit 12 miliarde de lei, ca din piatră seacă, a fost susținut și chiar numit în post de către cei care reprezintă Partidul Democrat, în acest moment Partidul Democrat Liberal, adică Partidul de la Guvernare. Vă lăsăm pe voi însă să decideți dacă este adevărat sau nu că acești oameni au fost susținuți politic. Cert este faptul că instanțele de judecată din România au început să își facă treaba. Spunem asta pentru că se dau totuși sentințe grele și oamenilor care sunt bănuiți că ar fi susținuți chiar politic de către cei care fac regulile în o țară, ne place nouă să credem, democratică România.